Cine este pentru? Reprezentanți din 11 țări slave și dunărene au votat astăzi ca Asociația Apis Dacica-Tomitana din Constanța să devină parte din Marea Federație Europeană Apislavia. Asta înseamnă că Dobrogea apare oficial pe harta celor mai de seamă producători de miere din Europa. Ne ajută ca să fim la curent, în primul rând, cu cercetările care se desfășoară în domeniul apiculturii pentru a îmbunătăți viața albinelor, pentru a putea preveni bolile și pentru a putea preveni acele intoxicații care ați auzit și dumneavoastră cu pesticide. La evenimentul găzduit de un hotel din Mamaia, invitații au discutat despre rolul esențial al albinelor, aceste insecte minunate care păstrează garanția vieții pe pământ. Vicepreședintele Apislavia, românul Cristian Constantinescu, a tras un semnal de alarmă în acest sens. Cum ar arăta viața noastră fără albine? Nu ar arăta sub nicio formă. Murim cu toții. Pentru că, practic, trebuie să ținem seama că 80% din natură se reproduce pe baza polenizării făcute de albine. 4 ani de zile fără albine, putem să nu mai vorbim deloc. Dispărem cu totul. Îmi spunea un polsc, un românsc, un țamă și viat. Nu contează în ce țară trăim, că este vorba despre Polonia sau România. Am primit acest pământ ca pe o moștenire pe care trebuie să o lăsăm mai departe nepoților noștri într-o formă cât mai bună. Trebuie să protejăm mediul înconjurător pentru a putea face apicultură de calitate și a oferi oamenilor produse organice. Tot astăzi, delegația Apislavia va participa la inaugurarea primei fabrici de procesare a mierii din Dobrogea, care aparține Asociației Apistomitana Dacica. Unitatea va aduce avantaje apiculturilor din Tulcea și Constanța, care până acum au fost nevoiți să trimită miere la alte centre specializate din țară.